Lavinia Iliescu, înțeleg? Da, bine, pare bine. Vă mulțumim că ne primiți. Ne puteți povesti un pic cu ce vă ocupați acum? Da. Acum vreo săptămână am tăiat plantuțele de kiwi și acum urmează să le palisăm. Aici avem o formă de coroană tip T, o formă de conducere tip T, care presupune să avem două cordoane și niște ramuri anuale care se așează precum coastele pe aceste sărme. Deci asta e o plantă de kiwi. Da. Face kiwi așa cum luăm de la supermarket? Da, exact. Am înțeles. E, are nevoie de ceva special, având în vedere că suntem în România și avem și iarnă poate puțin mai dură? Trebuie să fim foarte atenți cum zonăm plantele de kiwi, adică sunt trei specii principale pe care le cultivăm noi și trebuie să avem grijă cum le zonăm, cum punem piersicul caisu în anumite zone, în zonele cu climat un pic mai favorabil, așa avem grijă să punem și speciile de Actinidia chinensis și de Deliciosa în aceleași zone. Avem o specie mai rezistentă, se numește Actinidia arguta, care are fructele super micuțe, fără pubescență și se consumă precum boabele de struguri. Sunt puțin mai mari decât boabele de struguri și acestea, plantuțele astea sunt mai rezistente și putem să le cultivăm până în zona de cultură a prunului. Adică nu avem probleme cu ele la îngheț. Ce cerințe speciale au? Trebuie să-i montăm sistem de aspersie pentru că este iubitor de umiditate atmosferică, însă totodată trebuie să avem grijă să nu băltească apa la nivelul radicular și atunci încercăm să-l plantăm puțin mai înalt pe bilon. Atunci când avem exces de umiditate, adică plouă foarte mult, apa să se poată scurge mai ușor de la nivelul rădăcinilor active. Iar alte cerințe speciale n-ar mai fi așa. Este foarte util să plantăm perdele de protecție. Aici ne ajută foarte mult alunul, pentru că kiwi este o liană. La copacii care cresc pe margine? La pomișorii care protecție cresc. Protecție pentru ce? Pentru vânt. Am înțeles. El este liană, vedeți că este prins de sârme, altfel nu prea s-ar putea susține. Aici avem plante nepalisate, aici. Și atunci când bate vântul, îi mișcă lăstarii foarte mult și riscă să-i rupă mugurașii sau lăstarii care vor crește. Și tu îți faci pe lucrarea de lucrarea licență? De doctorat. De doctorat. Da. Pe kiwi. Pe kiwi, am înțeles. Și care e obiectivul lucrării tale? Obiectivul este să selecționez din hibrizii pe care avem în studiu 1, 2, 3 soiuri pe care să le omologăm la ISTIS, ceea ce cred că o să facem anul acesta. Adică deja am selecționat niște plante care fac fructe și gustoase și mari și rezistente la păstrare, reușim să le păstrăm aproape un an, adică le recoltăm în toamnă, în octombrie-noiembrie și reușim să le păstrăm până anul următor, astfel încât perioada de consum poate să fie foarte mare. Așadar există și plante femele și plante mascule mascul la kiwi. Da. Și cum le deosebești și de ce este important să știi care e mascul și care este femelă? Este foarte important să știm că avem nevoie de polenizator, de plante mascule, pentru că fără ele nu avem fructe. Doar plantele femele fructifică, iar plantele mascule polenizează și atât. După ce se ofilesc florile, ele nu mai au niciun rol, să zic așa, până anul următor. Aici putem să recunoaștem planta masculă înainte de înflorire, datorită pedunculilor, florilor, care au rămas prinși de ramură. La aceasta ne putem da seama că e femelă, pentru că i-a rămas pedunculul fructului. Ne dăm seama că este mult mai rigid și se desprinde mult mai greu. Putem să ne dăm seama de aici că este o plantă care fructifică în inflorescență. Pentru că pedunculul are trei piciorul și aici au fost trei fructe. Okay. Deci asta este o plantă femelă, pentru că avem indiciu pedunculului rămas pe ramură. Asta este de anul trecut, înțeleg. Da, okay. Este o ramură anuală. Anul trecut a fost lăstar. Avem nevoie pentru fiecare 5, 6, 7 plante femele de cel puțin o plantă masculă. Depinde foarte mult de distanța de plantare. Dacă plantele sunt plantate foarte apropiat, ca aici, o plantă masculă poate să polenizeze până la 7 plante femele. Aici suntem într-o zonă imediat din apropierea celei în care am fost mai devreme și ce avem aici?
Mai devreme aveam niște hibrizi intra- sau interspecifici între Actinidia chinensis și Actinidia deliciosa. Speciile de care vă spusesem că se pot cultiva oriunde se poate cultiva piersicul și caisul. Aici ne aflăm lângă plantuțele de Actinidia arguta, care deja au început să înmugurească. Această specie se poate cultiva oriunde, inclusiv în zona de deal. Deci unde putem, unde avem, se poate cultiva prunul, se poate cultiva și acesta fără nicio problemă. Este mult mai rezistent la temperaturile scăzute din perioada primăverii. Și ce fel de fructe face? Face niște fructe micuțe, cam așa de mărime, fără perișori. Știm că kiwi de obicei îl cunoaștem ca având perișori. Acesta însă este lipsit de pubescență și se poate cultiva ca, se poate consuma ca atare. Uh-huh. Îl spălăm și îl mâncăm cu tot cu pieliță. Dacă vrea cineva să cultive acasă, cam în ce zone s-ar preta? De unde poate face rost de planta în sine? Și ce, cum ar trebui să o îngrijească? Există pepiniere specializate la noi în țară care pun la dispoziție doritorilor să cumpere aceste plantuțe. Avem și două soiuri înregistrate românești, se numesc VIP Red și VIP Green. Există o pepinieră care le-a înmulțit in vitro și le pune spre vânzare. Ca zonă de cultură se pot planta oriunde, până în zona de deal înaltă, cum v-am spus, unde avem prun, unde se poate cultiva prun, se poate cultiva fără nicio problemă și aceasta. Iar ca lucrări specifice de îngrijire, la fel ca și la celelalte plantuțe de Actinidia deliciosa sau chinensis, au cam aceleași cerințe. Adică este necesar să oferim puțină umiditate atmosferică, să le plantăm pe bilon, ca atunci când băltește apa să se scurgă mai ușor de la nivelul rădăcinilor active și să-i oferim suport pentru că este o liană, ca și vița de vie, are nevoie de un suport de susținere. Așa cum este și aici. Da, exact. Deci ce avem aici? Am adus câteva fructe ca să le vedeți și să le degustați. De obicei, în comerț găsim soiul acesta, Hayward, care de cele mai multe ori se află la o calitate a doua sau în cele mai fericite cazuri așa, ca și mărime. O să le tai ca să vedeți culoarea pulpei, ar trebui să fie verde. Cam asta găsim noi în comerț. Și v-am mai adus două elite. Ăsta e R1/9. Deocamdată noi am găsit un nume să-l botezăm. E făcut însă aici, în curând de voi. O să-l botezăm, da, să sperăm ca anul acesta. Este un nou soi făcut da, de voi? Da, este un hibrid nou și o să-l înregistrăm. Așa ați vrut să iasă atât de mare? Sau a fost o surpriză? Da, oarecum o surpriză. Noi când facem hibridările nu le modificăm în laborator cum crede toată lumea. Adică ameliorarea nu înseamnă că facem noi nu știu ce mutații genetice, înseamnă că luăm polen de la o plantă și polenizăm altă plantuță și copilașii ei uite, a ieșit un copil semănăm mai mare decât și da. Părintele. Da, exact. Și mai sănătos și mai rezistent poate de la intemperii sau asta cum urmărim. Îți dai seama? După trebuie să urmărești, obținem copilașii, îi punem într-un câmp și urmărim și vedem cum fac fructele, mai mici, mai mari decât părinții, sunt mai rezistente, nu sunt mai rezistente. Putem să vedem și structura lor genetică în laborator, să vedem cât la nume au luat la sută de la mamă, cât la anume la sută au luat de la tată. Foarte însă noi deci, nu le facem nimic chimic, adică nu îi modificăm genetic. Iar cine știe, poate pe viitor o să vedem kiwi atât de mari în eu sper că da. Noi sperăm că da. Și un soi românesc. Poate da, și exportăm, exact. Cine știe. Măcar să asigurăm consumul local. Adică să avem o producție suficient de mare cât să asigurăm cerințele pieței noastre. Ar fi chiar ceva super grozav, mai ales că fructele sunt mult mai dulci pentru că le recoltăm la maturitatea tehnologică care trebuie, spre deosebire de cele venite din afară, care vin sunt culese mai crude da, și ca se să mai reziste coclu mai mult pe parcurs. Pe, da. Pe transport. Și aceasta este o altă elită care este mult mai aromată și mult mai dulce decât soiul Hayward pe care îl găsim de obicei în comerț. Are pulpa puțin mai galbenă, se și vede. Deci aceasta de aici este făcută tot de voi. Da, da.
Exact. Și este mai dulce, spuneai? Da, este mult mai dulce, are o aromă ușor spre căpșuni, e mai puțin acidulat decât fructul pe care îl găsim de obicei în comerț. Și l-ați obținut prin acea polenizare artificială, exact. Cumva, cu polen de la ce? Știți, aici de la avem un hibrid interspecific, adică între două specii, între Actinidia deliciosa, care acesta cu pulpa verde, da. Și Actinidia chinensis, cel cu pulpa galbenă, pe care de obicei îl importăm din Italia.